Salutare, 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 băi, uh, omuleții mei uh, frumoși și scumpi și foarte, foarte, foarte dragi mie Se pare că nu mai trag chiulul chiar așa des sau poate să-l trag din nou, nu știu Dar, uh, mai azi uh, se pare că am chef așa să filmez uh, din nou uh, la ore indece dar, din fericire, încă nu doarme nimeni și. Da, cred că fac un episod. Cred că îl fac. Oricum, introducerea asta nu se taie. Deci, o să o auziți pe final. Sau, mai academic spus, o veți auzi uh, în introducerea de astăzi. Băi, uh, da, e sfârșit de mai, dar încă. Băi, n-am -am chef să fac uh, picături alese pentru luna lui Florar, toate picăturile alese pentru luna lui Florar, uh, iau așa trei picături, trei picături și m-am gândit să le pun eu așa frumos, frumușel și gigea și cum mai vreți voi uh, în fața camerei, da, uh, sunt trei picături uh, recent sosite uh, pe aici, uh, pe la mine. Să zic așa. Și cred că e cazul să vă fac un pic cunoștință cu ele. Băi, nu știu. Pe canalele de la noi din țară. Nu știu să mai fie. Cele trei pe care le vedeți aici. Nu știu, m-am tot uitat. Ori mi-a scăpat mie. N-am observat. Nu știu. Uh, da. Da, mă rog. Bâlbe chestii, introduceri, socotele, abureli. Am, pentru episodul de astăzi, trei parfumuri destul de recent venite în colecție. Acum trecem la lucrurile serioase. Da, trei parfumuri venite recent. Sunt trei clone mai high-end, așa să zic. Bine, au denumirea asta din ce am văzut în spațiul online, pentru că am document așa puțin, să zic, bă, să văd și eu care treaba cu chestiile astea trei. Și așa erau listate, ca fiind uh, niște clone mai high-end. Mă, uh, având în vedere prețul, nu știu ce să zic, uh, da, undeva pe la vreo 250 de lei uh, de căciulă ar fi un, o casetă de-asta, un cufăr, un, nu știu, cutie de pus, proteza, prezervativele și alte cele da, undeva pe la 250 de lei e o, o chestie din asta da, sunt listate high-end mă, nu le am cu denumirile astea și cu semnificațiile lor și așa, băi, le-au parfumuri de sine stătătoare, îmi plac sau nu nu-mi plac, ieftine, scumpe meh îi las pe alții să facă împărțala asta. Eu vă spun așa, cum, cum le văd eu, da. Și trecând la partea serioasă, să zic așa, da, sunt trei clone, mai exact ele încearcă, să zic, peste 90% să se inspire din parfumurile făcute de Casa Terenții, mai exact Gumin, Spirito Fiorentino și Chimera, Chimera, ceva de genul. Niciodată n-am putut să pronunț numele ăsta, mă scuzați dacă îl pocesc și dacă îl fac în toate felurile. Cumva el acolo încearcă să se ducă, deși veți observa când voi începe cu primul din colecție, eu am doar trei, atât am găsit. Momentan, în spațiul online am văzut că ar mai exista și un al patrulea, dar la noi în țară nu e disponibil. Nu l-am văzut pe niciun site, se numește Tezori, Tezoro. Da, seria în sine se cheamă Giovanni Lorenzi. Da, și v-ar putea duce cu gândul la... Băi, vreun nene de ăsta parfumicios, pasionat de amestecuri și alte cele, a făcut niște sticluțe mai, uh, n-aș zice, ele sunt uh, produse de brandul acesta FA Paris, uh, Fragrance World, dacă știți uh, site-ul, bineînțeles, sunt uh, parfumuri orientale, dar de inspirație, așa, occidentală, europeană, să-i spunem, dar pe rețetă, tot arabească. Știți, cu. Acele deschideri și proiecții mai intense de cele mai multe ori. Sincer, le știu de ceva timp, adică mai mult de jumătate de an de când le-am ochit și apoi am început să le testez și retestez în magazinul Amishop, de unde mai fac eu cumpărături. N-am vreo colaborare cu acest magazin, sunt o simplă. Clientă, o simplă cumpărătoare, da, din acel loc, dar sunt mulțumită. Per total, tot ce am achiziționat până în momentul de față nu m-a dezamăgit în vreun fel. Da, deci dacă e să fac așa o paranteză paralelă vis-a-vis -vis de locul de unde cumpăr, și de unde testez fizic, pentru că dacă am văzut că am posibilitatea asta, zic, de ce să nu fac? Nu le iau pe nemirosite, deși după ce m-am învățat cu ele, am zis, băi, frate, pe ăsta cred că le puteam lua și la modul blind buy, pentru că sunt uh, mult prea interesante și, băi, sincer, sunt concepută foarte frumos. O să vedeți pe parcurs despre ce este vorba. Revin la ce spuneam, da, ele merg cumva deci pe partea de inspirație dintr-o serie a unor parfumuri de la Casa Terenzi. Am să vă fac la final cel mai bine așa un colaj, să vă arăt exact cam ce vor ele să replicheze sau mai corect spus de unde vor să se inspire, pentru că nu sunt 1.1 acel miros Vă spun sincer, nu cunosc parfumul original, nu cred că l-am mirosit până în prezent. Eu le iau parfumuri de sine stătătoare, dar, văzându-le pe acestea, că sunt foarte interesante, au niște mirosuri care m-au atras într-un final, pentru că le-am dat suficient răgaz, am avut suficientă răbdare cu ele. Cu siguranță, cred că. În momentul în care voi avea ocazia să încerc și variantele de unde se inspiră, nu spun variantele originale pentru că îmi sună ideea, bă, ăsta e un fake care îl copiază pe ăla și... Nu, adn de unde... Se... ADN-urile, mai corect spus că avem trei la număr, de unde se inspiră ele. Deci dacă îmi plac acestea inspirate, cu siguranță și cele de bază de la care s-a plecat propriu-zis, Zic eu că îmi vor plăcea la fel de mult, le-am văzut notele, descrierile pe Fragrantica, sunt asemănări, dar v-am spus, aici în partea mea stângă, cum mă uit înspre ecran, avem totuși o graniță dintre ceva și altceva. Și nu o spun eu, o spun persoane mult mai avizate, persoane din străinătate unde am văzut review-uri. Despre parfumurile din uh, această colecție, și sincer, cunoscând și eu cumva acel al doilea ADN pe unde se duce lumin, cred că așa se pronunță, uh, da, înclin și eu să cred că am de-a face cu o struțocămilă aici. Băi, Hai să, haideți, haideți să nu vă mai țin, deși, păi, zic să mi-a o țigară, așa, că povestim, adică nu, nu facem episoade de la academice unde să fim constrânși și constipați la cap sau mai știu eu în alte zone. Le voi desface, băi, referitor la produsul în sine, deci per total au încercat oamenii, inclusiv pe partea de prezentare, să se apropie cât mai mult de cele de la Casa Terenții. Bineînțeles, nu avem de-a face cu aceleași materiale. Acolo mă gândesc că la prețurile pe care le au folosesc niște materiale mai calitative. Dar, mă, per total, dacă aveți un buget mai micuț și totuși nu dați, nu știu cât să zic, o mie ceva de lei pe un parfum, zic eu că și cu unul de 250 de lei vă puteți face măcar o idee despre acela mai scump. Pentru că, v-am spus, mirosul se duce mult în zona aceea. V-am spus pe acela, nu le cunosc, dar comparând ce avem listat la partea de piramidă olfactivă, există asemănări mari. De aceea, repet, dacă încă nu vreți să investiți în variantele scumpe, deci variantele terenții de sine stătătoare, puteți să vă faceți o idee cumva și prin acestea trei sau mai corect spus doar două pentru că unul dintre ele E un amestec din ceva și încă ceva, așa cum v-am spus și la început, și sincer, dacă e să mă gândesc așa, dacă îmi pare rău că le-am luat sau nu îmi pare, nu îmi pare pentru că am avut timp cu ele. Și am luat aceste trei parfumuri după suficient timp acordat. Da, am zis mai, dacă tot î, iau ceva un pic mai scumpicel, hai să am răbdare întâi, să văd î, cam ce oferă chestiile alea, nu să mă arunc așa din prima, da bă, e scumpie e bun, pentru că eu nu merg pe, pe ideea asta niciodată. Scump nu înseamnă neapărat bun, dar ce să zic, m-au surprins plăcut. Am început, bineînțeles, cu o, o primă mă, sticlă, da, prima uh, din uh, serie a fost uh, siena, deci cu aceasta am început, uh, de ce, da. Veți spune acum că și pe mine m-a cuprins uh, febra, bacara ruj, mai nu neapărat. Deși, sincer, mirosul acela îmi place și fix, știți voi notaia de spital de iod dulce și pansament și ce mai vreți voi, fix aia îmi place. Iar uh, Siena are cumva acea notă pentru că până la urmă originalele, care revenim puțin și la originale și aici uh, sincer mi se pare puțină mărlănie, puțin mai multă mărlănie din partea celor de la Casa Terenții. Uh, Țin să precizez, nu le contest talentul și munca pentru produsele pe care le au și le livrează consumatorilor, dar totuși să faci clone, până la urmă, ale unor parfumuri de nișă și să le dai la prețuri apropiate de acelea, mai ești un pic mărlan, sincer și cu riscul că mi-atrag și îmi voi atrage antipatie, poate, din partea anumitor persoane care, mă rog, poate cunosc mai bine segmentul acesta, măi, îmi susțin părerea. Ești mărlan dacă faci chestia asta. Și cu asta închei, revin la ceea ce am eu de față vorbeam despre primul și anume Siena. Le voi desface pe, pe, parcurs ca să le și vedeți. Are, vă spuneam, acel ADN care merge în direcția Bacara Ruj, dar este un Bacara Ruj însoțit de o notă de plastic topit, afumat și cu acea pulbere, dacă Ați stat voi pe lângă tații voștri, pe lângă bunicii voștri care meșterau prin atelierul de lucru din curte și tăiau cu flexul. Fix acel miros se regăsește în ADN-ul de la Siena. Da, este acea notă de flex care... Sincer, mie mi se pare foarte interesantă. Mie îmi plac mirosurile astea industriale. Tot ce înseamnă păcură, negru de fum, carbune, miros de coș de fum, caramizi afumate, ulei de motor, piulițe băgate în ulei, inclusiv rugină amestecată cu ulei sau îmbibată de apă. Da, gândiți-vă la o piesă ruginită îmbibată de apă. Băi, mie îmi plac astfel de mirosuri și implicit acel miros de flex n-avea cum să nu îmi placă. Și iar ce mai e foarte interesant la acest Siena, deși are o deschidere relativ intensă, băi, el pe parcurs așa se domolește, se domolește treptat, iar spre final cumva devine un fel de skin scent foarte plăcut. Evident, notele la dubioase, între ghilimele, se păstrează în continuare, dar cumva stă mai aproape de piele. Nu, e, nu mai face scandal la modul uite-mă, sunt aici. La asta mă refer. Adică nu mai țipă atât de tare ca la, ca la început, ca în deschidere. Spre final, nu știu, îmi dă senzația de căldură, confort, da, are are o chestie de, de, genul ăsta. Dar, băi, lăsăm un pic deoparte pe la asta paralelă și dacă tot am început să vorbesc despre el, fiind primul din colecție, zic să-l și desfacem, să vă arăt așa cutiuțele pe total. Da, dacă observați, cutia Aici are un mic LED, nu funcționează el foarte bine, din păcate. Da, nu se vede acea rază pe aici, și cum proiectează lumina, la cealaltă se vede mai bine. Am nimerit o cutiuță cu un LED mai slăbuț, dar asta nu mă deranjează. Da, cutiile mi se par uriașe pentru niște cutii de parfum. Iubitul meu a zis că sunt aproape la fel de mari ca niște cutii de la un whisky japonez pe care l-am avut noi în uh, șifonierul cu whisky, da, aproape la fel de mari sunt, uh, chiar am făcut așa o comparație, am pus cutia asta lângă cea de la Kamiki, băi, o am pe aici și se va arăt și vouă dacă tot a venit vorba despre comparația aceasta. Da, aici am cutia de whisky și aici este cutia de parfum. Da, după cum observați, ca mărime se apropie destul de bine una de cealaltă. Dar lăsăm deoparte whisky-ul, că nu face subiectul episodului de astăzi. Ne concentrăm pe parfumuri, că iar am vorbit prea mult. Iar am vorbit cu siguranță două de un leu, cum am obiceiul. Mă scuzați sau nu mă scuzați, da? Și rămăsesem la partea de prezentare, da, după cum vedeți, cutia are un fel de emblemă. Da, este o emblemă din plastic, dar e un plastic care sincer nu nu mi-arată chici. Da, e e făcută frumos emblema aceasta. Scrie Giovanni Lorenzi și avem aici o nu știu, o hologramă, nu-mi dau seama exact ce vrea să fie, dar, repet, arată bine. Cutiile sunt o, prevăzute cu magnet, da, se deschid așa, am să o dau puțin mai în spate ca să vedeți și voi. Da, se deschid așa, bineînțeles în dulap, dacă vreți să le țineți deschise, nu le țineți așa, vine și cu un burețel de protecție, mă așteptam totuși la ceva învelit tot în catifea nu la un simplu burete dar e ok, v-am spus eu nu stau cu cutiile desfăcute cu sticlele la vedere îl puteți așeza fix așa e un magazin, așa l-am l-am văzut da, din păcate avem niște minusuri pe partea de ambalaj, dacă observați da, un lipici nu tocmai ok dar repet, Asta e cantitate neglijabilă. Parfumul arată așa. Este o sticlă roșie. Exact cum este și cea de uh, spirito Fiorentino sau Porpora, da, deci unul dintre ele. Știți care sticla așa, capacul este așa. Aici avem uh, sigla de la FA Paris, da, firma producătoare. Mai, deși avem de-a face cu plastic, da. Deci capacul este din plastic, nu este din metal. Totuși este un capac destul de greu, nu mi se pare că ar arăta ieftin, deși, v-am spus, este plastic. Da, se prezintă destul de bine, aș zice, și parfumul de unde se inspiră are tot așa o chestie de genul acesta pe capac. Să vedem un pic și atomizorul. Știți că am eu un fix cu atomizorul. Hai să vedem bă, dacă vrei să focalizezi. Așa. Atomizorul spreează fin. Îmi place. Da. Am făcut un pic de risipă. Da, fix mirosul acela de flex. Mă lovește nas, dar la modul plăcut. Da, deci acesta este Siena de la Giovanni Lorenzi și vrea să fie inspirat din uh, Porpora sau Spirito Florentino de la Tiziana Terenzi. Intrăm puțin și uh, în uh, segmentul online să vedem exact ce note ne sunt uh, listate, da, să vi le spun uh, și vouă. Acum, vă spuneam, am intrat să vedem ce ne este listat la capitolul Piramida Olfactivă. Siena Giovanni Lorenzi este un parfum lemnos oriental cu arome de mosc, arome vibrante, cu persistență îndelungată și siaj puternic. Mm. A spune așa, după niște prime impresii că. E mediu spre puternic totuși, nu e chiar scandalosul ăla, ăla, ăla știți voi cu gura cea mai mare, dar strigă, strigă și el destul de bine. Are note de vârf crin, șofran, portocale și ca canotă de mijloc magnolie, are moschi, la anghilang, iar note de bază mosc, mestac în licheni, lem de santal și pielărie. Deci acestea sunt notele pentru Siena. Giovanni Lorenzi. Da, cel roșu din colecție. Mă uitam și la Spirito Fiorentino, să vedem așa de comparație. Dacă ne este listat ceva, da, sticla seamănă, să zic cam 90%. Acesta are acorduri de piele, acorduri lemnoase, animalice, cal condimentate, ambrate, acorduri de fum, floral, acorduri, metalice, trinc, licheni și mosc. Da, exact cum au spus și cei de pe Dubai Aromas la listarea notelor pentru Siena, Spirito Fiorentino are ca note de vârf șofran portocală i și crin, mijloc are ambre cenușie, ilang, ilang, magnolie și lăcrămioare, iar ca note de bază pilărie, mestea mesteacăn, lichen, mosc, lem de santal, lem prețios, nu știu ce vrea să fie chestia asta, mă rog, ei știu, nu, nu stau să-i să iau la întrebări că nu sunt gică securiștea, nu, să fac chestii de genul ăsta, dar, mai, per total, ceea ce am eu în fața camerei, într-o proporție, să zic, 98%, se duce în aceeași direcție cu Spirito Fiorentino. Că vă spuneam, ori porpora, ori Spirito Fiorentino, dar unul dintre ele vrea să. fie sursa de, de inspirație se vrea a fi sursa de inspirație, pardon pentru uh, Siena da, mă uitam puțin că mă șochează prețurile pe care le văd, dar uh, mă rog, treaba lor ce fac da, la o primă impresie, pentru că v-am spus uh, nu pot să spun că le am de foarte foarte mult timp E un parfum bun, merită cumpărat, aș zice, merită încercat. Dacă aveți posibilitatea, încercați-l întâi în magazin fizic. Dacă vi se pare că rezonați cu acest gen de paletă olfactivă, este o idee. Sau dacă, repet, vă place ADN-ul de bacara roșie dar totuși vreți un bacara ruj ușor ars, ușor afumat ușor industrializat, să zic așa, prin acel miros de flex, flex încins. Da, mie îmi place foarte mult nota aceea. Bă, destul de greuță sticla, îmi plac. Îmi plac sticlele că au greutate. Deci chiar au greutate sticlele astea, nu, nu avem de-a face cu ceva ușor, ceva care se sparge repede, se zgârie, da, probabil e cu o folie pe deasupra, nu pot să-mi dau seama, dar băi, se prezintă bine. Se prezintă bine pentru un parfum inspirat, da, un parfum clonă și pentru 250 de lei, cât este un astfel de parfum, zic eu că arată foarte bine, da, deci inclusiv cadou îl puteți face. Da. Nu, nu, cred că dați greș cu un astfel de cadou. Ce să-l mai băgați în ambalaj, în hârtie, nu știu ce. O panglicuță direct și voila cadou. Da, ceva de genul. Da, îmi place, îl voi purta pe parcurs să vedem uh, ce ne mai dezvăluie în timp, pentru că e un parfum care promite, promite mult. Da, momentan trebuie să-i mai dau timp. Nu știu de ce l-am băgat eu în cutie, când în mod normal ar fi trebuit să-l las afară. Da. Deci acesta a fost primul din seria aceasta. Vă repet, ele sunt patru, eu am găsit doar trei. Sper printr-un mare noroc, să vină în România și cel de-al patrulea, pentru că mi-ar plăcea să-mi completez uh, colecția și cu a patra aromă, tezoro, tezorii, ceva de genul. Este o sticlă cu alb și cu auriu, din ce am văzut uh, în online. Dar acum lasăm mai departe wishlist-urile uh, wishlist și dorințele cele mai arzătoare și trec uh, la cel de-al doilea. Și am să trec la acesta. Uh, Caesar, Caesar, nu știu exact cum se pronunță. Da, trecem la o cutie neagră de data aceasta. Aceeași hologramă sau monogramă, pardon. Da, E un fel de blazon, siglă, nu-mi dau seama, dar îmi place cum arată. Vedeți, Giovanni Lorenzi, o de parfum. Un pic strâmb, scrisul, da, ghinionul meu am nimerit o cutie cu imprimeul o leacă strâmb, dar asta este. Aici, bineînțeles, holograma cu FA Paris da, nu stăm să verificăm coduri, chestii, vreau să vă arăt direct sticla, da, și exact ce spuneam, dacă observați, ledul aici proiectează puțin, așa, lasă și el o odără, o umbră de ceva, și la fel, cutia, același sistem cu magnet, sticla aceasta este tot de formă rotundă dar este neagră cu auriu. Da? Acesta este ușor animalic, să zic așa, are niște note mai, uh, mai interesante. Uh, singurul inconvenient, da, pentru că am mai uh, spus eu uh, și în alte dăți, bai se întâmplă și la case mai mari. Ia uitați, Da, inelul acesta de pe atomizor nu e tocmai ok, da. Sincer, mă deranjează puțin chestia asta, dar n-am ce face. Oricum, nu-l folosesc eu atât de mult încât să îi provoc daune mai mari. Nu curge, nu nu iese conținut pe lângă atomizor. Atomizorul, uitați, spreiază foarte bine, nu are probleme, nu chișă, cum mai zic eu, nu dă cu stropi. E, e ok, e ok. Și v-am spus, acesta, așa cum ne este listat, se vrea a fi un parfum inspirat din Chimera, Chimera, ceva de genul de la Terenții. M-am uitat și pe piramida olfactivă. Sunt, sunt destule asemănări. Sincer, n-aș mai sta acum să intru din nou pe net și să fac chiar listarea ei, dar totuși, având în vedere că poate nu știți aceste parfumuri, mai bine intrăm un pic și pe site. Să vedem. Caesar, Caesar de la Giovanni Lorenzi. Intrăm tot și aici, de data aceasta pe același site pe care am intrat. Și să vedem ce ni se spune despre acesta. Este un parfum lemnos condimentat cu explozie de culori și esență, un miros sălbatic al naturii, spun ei. Este unisex, am uitat să precizez. Are ca notă de vârf balsam tolu, cimbru, extract de sol, frunze de dafin, lămâie, șofran, piper, pielărie. Notă de mijloc, garafe, piper roșu, marnolie, bujori, stânjenel, salvie și miere. Iar ca notă de bază, tămâie, pin, frunze de tutun, caramel, rășină de brad, lem de agar, aromă de ud, paciulii, cașmeran, rășină de trandafiri de piatră și pielărie. Evident, spune aici că vine într-o cutie foarte elegantă, care se potrivește cu parfum, are un LED în interiorul cutiei pentru a reflecta frumusețea sticlei, mă rog, știți voi, povestioare din asta de marketing. Așa, și pe acesta îl găsiți tot la prețul de 250 de lei, la fel cum îl găsiți și pe primul și să vedem acum și notele pentru sursa lui de inspirație, cimera, cred că se pronunță cel mai corect. Da, ce este ciudat aici este faptul că sticla de la cimera. Este pătrată, nu rotundă, dar notele sunt as as asemănătoare cu cele ale lui Caesar. Caser, nu știu, mă rog, are o denumire ciudată, nu mă puneți să o pronunț. 1.1 pentru că nu pot. Nu pot. Bă, sincer, îmi place. Îmi place parfumul ăsta și mă gândesc așa să-i să dau suficient timp pentru că, la fel, are multe de, de oferit. Dar asta nu se văd pe moment. Se văd așa în timp, e un parfum bun, atât mă, ne mulțumește, problema aceea cu inelul protecția aceea de, de pe gâtul atomizorului, dar nu știu, voi încerca să o lipesc, cumva nu știu să-i fac o chestie să nu mai plece odată cu capacul. Da, pentru că uitați, ce spunem, da, rămâne pe capac și asta. Sincer, nu-mi place, chiar nu-mi nu place și va trebui să o rezolv într-un fel sau, sau altul. Dar revenind la el, pe total, băi, e un parfum bun, are persistență, să zic, așa, după primele purtări, 6 ore, 8 ore, cam, cam acolo s-ar duce. Vă spun așa, orientativ, după primele purtări, voi reveni asupra lor și pe, pe parcurs. După ce le mai las ceva timp, după ce se mai dezvoltă, le într-un anumit fel, mai uh, discutăm uh, despre și pe, și pe parcurs. Îl lăsăm acum uh, deoparte pe Dumnealui, cel uh, negru, primul negru din colecție. Așa, <laughs> Și trecem și la cel de-al uh, treilea și anume această truțocă cămilă cum uh, v-am spus și la început, uh, lumin. Mai sincer, mie mai mult îmi place cum sună lumin decât gumin. Da, gumin este uh, numele celui de unde vrea acesta să se inspire. Da, mie mai mult îmi place cum sună lumin. La fel, avem cutiuța cu minunatul LED, după cum vedeți, deschiderea magnetică, da. băi, de ce să mă cac pe mine, pe românește, prezentarea e jujuc, boboc, gigea, țâță de mâță, cum mai vreți voi să-i să spuneți, deci chiar au făcut treabă bună omuleții ăștia, iar sticla, după cum vedeți, se prezintă așa. Aici avem de-a face cu o sticlă pătrățoasă, neagră, mată, așa, băi, nu știu, când am văzut-o pentru prima dată, am avut impresia că ține în mână un obiect ocult. Nu știu, mi se pare atât de întunecată sticla asta. E, sincer, cea mai frumoasă din colecție. Deci asta mie îmi place cel mai mult. Se deschide puțin tel, cam greu. Să sperăm că nu se zmulge protecția asta de la atomizor. Să vedem și atomizorul ei. Da. Bă, atomizoarele sunt top, să zic, da, pentru niște parfumuri clonă. Acesta, sincer, mi se pare cel mai masculin din toată colecția, deci lumin. Da, are not notele masculine mai pronunțate. Da, deși este tot unisex, cumva se duce în zona mai bărbătească. Chiar îți spuneam așa mai în glumă iubitului meu, băi, eu nu știu de ce dracului asociez parfumul ăsta cu directorii de bancă, indiferent că sunt femei sau bărbați, directori de bancă îmbrăcați în costume negre, impecabile. Da, mi-a venit mie în cap așa asocierea asta, deși vă spun sincer, pe mine ideea de office și de haine din astea riguroase, costume, mai ales în cazul doamnelor, uh, mi-a... Îmi dă un mic uh, sau uh, mai mare deranj pe retină, nu știu de ce. Nu mi-a plăcut niciodată stilul ăsta așa, cu sacou, cu fustă din aia clasică, tocuri, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. dar, bă, eu am asociat parfumul ăsta cu directorii de bancă îmbrăcați în costume negre, indiferent că sunt femei sau bărbați. Ați înțeles? Da, nu știu de unde asocierea, probabil faptul că are aceste note mai sobre, da, m-a făcut să mă duc cumva în acea direcție. Dar lăsând la o parte antipatia mea și repulsia mea, să zic așa, față de îmbrăcămintea Office, parfumul ăsta e o frumusețe, e o frumusețe. Și aici vine surpriza surprizelor vis-a-vis -vis de el. Deși, așa, la o primă impresie, având în vedere și numele lui, am putea spune că automat vrea să fie Gumin de la Terenții, nu. Este cumva granița dintre Crida Ventus, cel clasic, și Gumin de la Casa Terenții. Da. Deci avem o combinație de două arome frumoase. Prima, cu adevărat isterizantă, da. totul mai vrea să miroase a Crida Ventus. Nu mă refer la variantele celelalte, mă refer la cea clasică, uh, mai repede cea masculină decât cea de damă. Da, deci Creed Aventus bărbătesc, acela clasic și cu notele celelalte care vin uh, din a doua sursă de inspirație, deci notele lui Creed Aventus și cu notele lui Gumin, în cazul acestui parfum uh, clonă, să-i spunem, parfum inspirat, da, au dat naștere, na, a, a, acestei sticluțe pe care o cheamă Lumin și care este o frumusețe și care are o persistență și un siaj extraordinar de de, 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 de întorcător de capete și de nasuri. Și da, este un parfum care zic eu că merge cu hainele negre. Deci haine negre, nu, bă, clar, nu treninguri din alea de nylon sau de fâș. Nu, mă refer aici haine negre, așa, o ținută mai gotică sau, nu știu, stofe negre, deși, repet, tot ce ține stofă, chestii de genul costum, nu și nu și nu. Dar, așa, cumva, Parfumul ăsta asociat cu chestia aia îi mai ia, acele chestii din aerola mai antipatic mie, să zic. Dar mai având în vedere că e târziu și obosat de peste zi, bineînțeles, își face simțită prezența. Da, mai spun și două din leu. Dar mirosul ăsta, acum, fără să pup în fund vreun brand sau ceva, fuziunea asta dintre Creed Aventus și Gumin. Da, mi se pare foarte, foarte interesantă. Sincer, inițial am crezut că sursa de inspirație e una singură. Nu. Analizându-l mai bine. Da. Și urmărind review-uri străine despre aceste parfumuri, de acolo, da, am aflat fix chestia asta. Lumin este uh, granița dintre Crid Aventus și Gumin Terenții. Da, deci cumva acolo uh, se duce. Uh, haideți mai să vedem un pic și notele lui, adică dacă i-am listat pe ceilalți, să-l listăm totuși și pe dumnealui și să vedem exact cu ce note ne întâmpină. Da, băi, dacă vi se pare că episodul ăsta este de căcat în formatul în care l-am făcut, mă, da, îl urmăriți sau nu, sau urmăriți așa pe bucăți, nu știu ce să zic, da, eu îl pun așa cum e, nu nu bat capul să mă ascund după dege sau ce știu ce artificii să fac, da. Cui îi place să-l vadă și în formatul ăsta bine, cui nu-i place iarăși la fel de bine. Dar să revenim la oile noastre și la sticlele noastre și să vedem piramida olfactivă pentru lumin. Și anume, avem canote de vârf, măr verde, bergamotă, ananas, coacăze roșii, canote de mijloc cimbru, iasomie, paciuli, mesteacăn, iar canote de bază, lem de agar, tămâie. Ce faci, bă, te stingi fix acum când am nevoie? Da, ok, ești într-un mare fel, telefon nesimțit. Rămăsesc la notele de bază, la partea cu tămâie, ambră, mosc și cedru. Da, acestea sunt notele lui. Mă, repet, e un parfum care pe mine m-a impresionat, extrem de plăcut. Îl voi purta, la momentul potrivit. Momentan îl las, îl las să hiberneze. Bineînțeles, pregătesc așa încetuc încetuc câteva decanturi care să ajungă și la niște omuleți foarte dragi mie. Da. Pentru că, da, din bucuria mea îmi place să și cu persoanele care chiar apreciază lucrurile de acest gen. Da, după care o dihnă totală câteva luni să vedem cum se așează și apoi la trezire din hibernare să vedem cum se prezintă și ce ne mai oferă pe parte olfactivă. Da mai, deci după cum vedeți am trei parfumuri care cer ceva răbdare, ceva timp de acomodare, vedem noi pe parcurs ce se întâmplă și cu ele. Mai cam atât pentru astăzi. Nu știu ce talmeș, balmeș, papalașcă, păpară am făcut aici. Vă uitați. Nu puteți lăsa comentarii pro și contra. Dacă ați purtat aceste parfumuri, spuneți în părerile voastre despre ele. Dacă ați purtat chestii similare, la fel. Dacă nu, încercați-le. Dacă aveți ocazia, încercați-le, dar indicat ar fi totuși întâi să le testați și apoi să le cumpărați în formatul mare. Dacă aveți posibilitatea să le testați în magazin, e perfect. Bă, cam atât pentru astăzi, de aici la mine de pe canal, de pe minunatul ăsta cu far, cu chestii parfumate și înmirosmate și cum mai vreți voi. Băi. Omuleții mai scump și frumoși și foarte, foarte, foarte dragi mie, rămâne să ne vedem de țile viitoare, știți voi, cu comori parfumate, cu produse cumpărate, testate, golite sau recumpărate și așa mai uh, departe. V-am pupat, v-am îmbrățișat și v-am salutat cu mare, 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 mare drag de aici de la mine, de pe cuferul cu parfum. Pa, pa!